Premierul Dacian Cioloș a fost întâmpinat cu proteste la Iași. Peste 100 de sindicaliști de la Poșta Română și din învățământul preuniversitar au pichetat sediul prefecturii din Iași, unde Dacian Cioloș se afla la o întâlnire cu aleșii locali. Manifestanții au acuzat diminuarea salariilor secretarilor și contabililor din unitățile de învățământ și au cerut reabilitarea școlilor din mediul rural. Sindicaliștii din învățământul ieșean au pichetat sediul prefecturii în timpul întâlnirii autorităților locale cu premierul Dacian Cioloș. Aceștia au acuzat diminuarea salariilor secretarilor și contabililor din unitățile de învățământ cu sume cuprinse între 500 și 1100 de lei. Ei au mai cerut premierului să respecte hotărârile judecătorești privind plata dobânzilor pentru drepturile câștigate în instanță de cadrele didactice, dar și reabilitarea școlilor din mediul rural care nu dispun de apă curentă, canalizare și care au grupurile sanitare în curte. Premierul a participat la o întâlnire cu primarii și reprezentanții consiliilor județene Iași și Vaslui, în cadrul căreia va fi prezentat programul adoptat de guvern pentru îmbunătățirea condițiilor sociale din comunitățile marginalizate din Moldova.